Bună ziua, sunt Tudor Pastia și vă invit la doar o cifră să-ți mai spun. Am început anul bine, în sensul că nu s-au mai auzit alte grozăvii în afară de cele pe care le știam deja. Ne-am obișnuit repede cu prețurile din energie, cu Flurona, ne-am obișnuit și cu dobânda cheie de la BNR, deci implicit și cu Robor și RCC, așa că ideea OMV Petrom de a nu-și plăti suprataxa din energie, impusă de Comisia Europeană, de altfel, a provocat doar zâmbet. Să fie vorba de incompetența celor care au impus obligația, ori de vreun dar, cadou, adică dat la schimb cu Schengen. Vom afla curând. Apropo de Banca Națională, scumpirea banilor se încadrează, de fapt, la capitolul tăieri. De data aceasta, din capacitatea noastră de a ne finanța. Oricum, tăierile sunt singura măsură pe care o cunosc guvernanții români, sau aproape singura. Tăiem din orice și apoi, când trece, ne întrebăm ce punem în loc. Și de fiecare dată nu ne gândim că ne costă de fapt dublu să refacem ceea ce am stricat. Și cum banul la ban trage, să vă pomenesc și despre PNRR. Avem de luat 29 de miliarde de euro, asta știți. Într-un an și jumătate din 5 am primit 6 miliarde și am cheltuit 0,4 miliarde, randament 7%. Și dacă tot am spus că anul a început bine, să vă dau și cum se termină. Două treimi dintre economiștii prezenți la forumul de la Davos merg pe o recesiune globală în 2023, cu o scădere de până la 7% a economiei mondiale, completează Fondul Monetar Internațional. Invitatul meu de astăzi este Valentin Ionescu, consultant de management. Bună ziua, bine ați revenit la Doar o Cifră. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și salut și pe telespectatorii dumneavoastră. Așadar, 2023, vorbeam înainte de emisiune, că a început în forță, ziceați dumneavoastră. De ce? Cum, păi nu, cum este, justificați? Este activitatea economică. Eu cel puțin, dar nu mă raportez la mine. Activitatea economică a început. Da, adică, sigur, orice început de an este mai dificil și, să spunem, lumea are impresia că dacă cererea în piață e mai scăzută de bunuri de la consum și bunuri alimentare, economia funcționează mai prost. Nu. Lumea se pregătește, se organizează, își planifică producția, măsurile de dezvoltare. Eu lucrez și la o firmă privată, dar colaborez și cu o firmă de stat și văd, este activitate peste tot. Cu toate astea, sigur, este un an cam tulbure din punct de vedere economic. Adică există o anumită instabilitate, observăm că inerțial se mențin aceleași probleme din anul 2020 și mă refer aici la canalele de aprovizionare, peste care s-au suprapus probleme legate și de războiul care este foarte aproape de noi. De asemenea, acest război nu el în sine generează o atât de mare problemă, ci în sensul că reconfigurează niște piețe. Mai cu seamă mă refer aici la piețele de materii prime agricole sau materii prime cu metale, de pildă, că, adică piața internațională a fost influențată destul de mult de materii prime cu metale prețioase sau metale în general exportate de Rusia, ca să vă dau un exemplu. Bine, acum, apărând această reconfigurare, deja un furnizor mare, cum a fost Federația Rusă, este substituit de alții, care erau jucători deja pe piața internațională, dar la o altă scară. Acum, marja lor s-a mărit. Problemele care sunt în China, însă, îngrijorează foarte mult. Acolo pare că a apărut deja de anul trecut semnele unei decelerări. Economia chineză înregistrează sincope, urmare a unor probleme legate de pandemie care nu poate fi potolită, mă refer la COVID. Măsurile luate de autorități sunt slabe, s-au bazat foarte mult și pe vaccinurile din producția națională, se pare că nu au efect, în ciuda propagandei pe care chinezii și-au făcut-o și a propagandei negative pe care ne-au făcut-o nouă, celor din zona occidentală. Ei acum se confruntă cu foarte mari probleme. Ori, dacă cererea în China scade, automat și țările exportatoare din lumea occidentală vor avea o cifră de afaceri mai scăzută. Deci sunt niște semne, sunt niște semne care ne duc către o recesiune. Dar atenție, că sunt, cum să vă spun, semnale că unele state vor fi pe minus,
altele că vor fi în continuare pe plus. Adică nu trebuie să privim lucrurile ca omogen, în sensul că toate statele lumii și din zona industrializată și din țări în curs de dezvoltare, toți vor intra pe o creștere economică negativă. Nu. Unii vor fi pe plus în continuare. Dar pe ansamblu, creșterea economică va fi mai scăzută decât în anul precedent. Ei bine, nu aș merge pe prognoze de început de an date de femeie acum, că mie mi se pare că s-au cam hazardat să vorbim de creșteri, de o recesiune cu minus 6-7 procente, puncte procentuale. Mi se pare cam drastică această cifră. Mai ales în condițiile date. Da, este, volatilitate crescută. Este o volatilitate mare. Sigur că au luat-o în calcul, e adevărat. Poate să și urce, poate să și scadă. Nu știi ce se va întâmpla. Da, deci aici, într-adevăr, suntem pe un teren instabil. De fapt, exact această instabilitate pe lanțul de aprovizionare, în prețuri, la anumite materii prime, asta determină, crește o, dă un sentiment de incertitudine, este și un fenomen psihologic, nu doar unul legat de sincopele despre care am vorbit referitor la lanțurile de aprovizionare care întârzie livrarea mărfurilor, inclusiv a materiilor prime pentru prelucrare industrială. Da? Deci sunt și fenomene psihologice. Eu mă uit pe piața românească cum apare, de pildă, sau cum se manifestă un fenomen psihologic cu care ne confruntăm de 2 ani și jumătate, mă refer la inflație. Adică prețurile urcă, iar eu văd uneori, de la o zi la alta, modificări de preț. Nu știu dacă ați sesizat. Da, așa este. Așa, adică modificări de preț la produse care nu ți atrag atenția la prima vedere, adică mărfuri cu o valoare mai mică, acolo prețurile cresc mai repede decât la mărfurile cu valoare mai ridicată. Dar per total, noi avem din cauza asta un venit mai scăzut în termen nominal. Adică vedem cum ne scapă banii printre degete. Ăsta este, din păcate, un fenomen aproape generalizat în lumea industrializată acum, mă refer la inflație, și care, din păcate, asta ne trage în jos cel mai mult acum. Dar el are în spate niște cauze. Parțial vi le-am explicat mai devreme unele dintre ele. Altele sunt legate de masa monetară care există în diferite țări, o masă monetară mai prudent controlată în statele occidentale, mai puțin în România, deocamdată. Asta vis-a-vis de pandemie. La noi văd, adică masa monetară a fost într-o ușoară creștere anul trecut, nu semnificativă, dar a fost într-o creștere. Eu tot am observat pe trimestru treaba asta, dacă ne uităm în datele Băncii Naționale. Și iarăși, asta este o explicație pentru inflație. Adică dacă masa monetară este mai mare, normal că ai alte prețuri, nu? Sigur, Banca Națională a luat niște măsuri de politică monetară chiar destul de recent, acum la debut de an 2023, a mărit rata dobânzii de referință. Nu cred că e un lucru rău ăsta, dar din păcate are și un impact negativ pentru cei care au credite bancare și care își văd în decurs de un an ratele aproape dublate. Nu trebuie să omitem treaba asta. Are un efect negativ și în finanțarea economiei, de exemplu. Finanțarea economiei este mai scumpă, într-adevăr, deși creditarea nu a încetat. Adică în condițiile în care rata dobânzii a tot crescut, totuși finanțarea în economie a continuat, dar la o altă scară decât în anii precedenți. Asta așa este. Mă mai uitam la niște cifre. Abia dacă găsești o dobândă bancară la depozite vis-a-vis de economisire, la asta mă refer, mai sus de 7%. Economisirea, anual. Da. Deci dobânda băncile, la depozite, dobânda este real negativă. Deci, cu alte cuvinte, dacă eu depun o sumă de bani în bancă, pe 3 luni, 6 luni, un an sau peste un an, eu, de fapt, finanțez banca, nu invers. Cu alte cuvinte, eu pierd bani în termeni reali pentru că banca îmi dă o dobândă mai mică decât inflația care există. Și o să spuneți, dumne, care este legătura? Legătura este că valoarea banului în timp scade, 100 de lei astăzi înseamnă mai mult decât 100 de lei peste 2-3 ani, în sensul că cumperi mai mult astăzi cu 100 de lei decât vei cumpăra peste 2-3 ani.
Prin urmare, în termeni reali, suta aia de lei scade în valoare. Asta se întâmplă și atunci când te duci cu un ban la bancă, te gândești că banca îți acoperă cel puțin inflația din piață, ceea ce ar însemna că n-ai câștiga nimic, adică ai fi pe zero, sau chiar că îți dă în plus. Adică peste rata inflației care există în piață. Din păcate nu se întâmplă așa. Deocamdată, dacă ne uităm și în conturile naționale și separat în datele băncii naționale care sunt publicate, date sintetice, în continuare depozitele depășesc creditele acordate gospodărilor și companiilor, mă refer la sectorul privat, la companii nefinanciare, dar să știți că ecartul nu e mare. Adică e o distanță foarte mică între ele. Dacă în continuare rata dobânzii va fi real negativă, nu avem cum să fim încurajați pentru economisire. Banca Națională vorbește de economisire, dar în realitate, cât timp rata dobânzii este real negativă, adică este sub rata inflației, nu atrage pe nimeni să-și depună bani în bancă. Decât din motive, hai să spunem, de siguranță, să nu stea cu banul sub saltea, că ar putea să fie furat banul respectiv sau cheltuit aiurea. Asta e tot. Dar nu pentru că ar câștiga. Dar tu când depui banii la bancă, te gândești și la un câștig. Acest câștig este zero. E pe minus chiar. E pe pierdere. Asta vreau să spun. Da, la modul real. Bun. Haideți să trecem, vă propun să trecem către OMV Petrom. Da. Cu suprataxa deja celebră și haideți întâi să vedem materialul realizat de colegii mei. Refuzul companiei austriece OMV de a plăti în România suprataxa impusă companiilor din energie a readus în discuție relațiile bilaterale româno-austriece intrate într-o stare de avarie după refuzul guvernului de la Viena de a susține aderarea României la spațiul Schengen. Acționarul majoritar al companiei este chiar statul austriac, iar anunțul făcut la bursă face trimitere la faptul că extracția țițeiului și gazelor, precum și prelucrarea acestora, nu vor atinge 75% din activitatea integrală a OMV Petrom, prag stabilit prin regulament în 2022 de Comisia Europeană și adoptat de România. Potrivit calculelor guvernamentale, OMV ar urma să plătească o suprataxă de 60% pe profiturile înregistrate pe acest gen de activități, în cazul în care acestea depășesc 75% din activitatea companiei. Surse citate de cursdeguvernare.ro, conducerea OMV se bazează pe modul de organizare internă a companiei, precum și de relația cu celelalte companii din grup, atunci când vine vorba de fiscalizarea activităților. OMV Petrom extrage țiței din România, care este rafinat de stațiile proprii de rafinare, cantitățile respective nefiind facturate, fiind vorba de aceeași companie. Facturile se emit abia către divizia care operează benzinăriile grupului, dar marile profituri vin din extracție. Și în cazul extracției de gaze se aplică aceeași schemă. Din totalul extras de companie, o parte merge către centrala de la Ploiești, unde cu ajutorul gazului e produsă energia electrică. Între 20 și 25% din cantitatea de gaze ocolește astfel facturarea ca activitate de extracție. În această situație va fi dificil pentru autoritățile române să stabilească din punct de vedere fiscal cât datorează compania austriacă statului român. În ultima ședință din 2022, guvernul a adoptat ordonanța de urgență numărul 186 din 29 decembrie, prin care se impozitează profiturile excedentare ale companiilor din energie. Așa numita suprataxă se aplică firmelor energetice care depășesc cu mai mult de 20% media profiturilor impozabile aferente exercițiilor financiare din perioada 2018-2021. Anunțul a fost făcut de Mihai Diaconu, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor. Companiile vizate sunt companiile solide, cu profituri considerabile, cele care în anii trecuți au performat extraordinar, iar acum este rândul lor, așa cum a stipulat regulamentul european, să contribuie la trecerea cât mai ușoară peste această perioadă grea. Cine sunt subiecții contribuabili? Sunt societățile comerciale care desfășoară activități în sectoarele țițeiului, gazelor naturale, cărbunelui și rafinăriile. Cota de impozitare, exact cum am spus și mai devreme, este de 60% din extra profitul care depășește cu 20% media. Diaconu a mai explicat că această măsură este o transpunere a unui regulament european care vizează toate statele membre.
Olanda, Franța, Germania, spre exemplu, au impus o cotă de 33% a acestor extra profituri, sau să le zicem super profituri ale companiilor care activează în domeniu. Irlanda și-a transpus regulamentul și merge pe o cotă de impozitare de 75%, Italia a ales 50% din profiturile pe anul 2023, Cehia, un stat comparabil cu România, zicem noi, a impus o cotă de impozitare de 60%. Primul termen de plată pentru aceste companii este 25 iunie 2023 și sunt toate șansele ca acest impozit suplimentar să se reflecte și în prețul la pompă. Da, și după cum probabil știți, șeful ANAF a anunțat că va declanșa o serie de controle la OMV Petrom pentru a determina dacă această companie trebuie să plătească sau nu acea suprataxă. Vom afla, spune șeful ANAF, în 2 săptămâni. Domnule Valentin Ionescu, până la urmă, e destul de greu pentru un om obișnuit, nefamiliarizat cu astfel de spețe, să înțeleagă ce se întâmplă, despre ce este vorba. La cum a comunicat compania și la cum a prezentat media subiectul, pare așa un fel de protest nedeclarat al OMV, noi nu o să plătim, iar statul român pare cel care se răzbună apropo de neadmiterea în Schengen. Cum stă... OMV nu are dreptate și să vă spun de ce. Deci, în articolele 14 și 15 din regulamentul Consiliului în care se reglementează sistemul ăsta de contribuție de solidaritate, așa se numește acolo, e o taxă suplimentară, se menționează că obligația fiscală aparține societăților din Uniune, adică companiilor și sediilor permanente. Atenție la exprimare. Când spui sedii permanente, te referi la tot la o activitate pe care o desfășoară o societate comercială. În cazul de față este vorba de o filială. Petrom este o filială. Prin urmare, este asimilat unui sediu permanent. O să-mi spuneți, bun, dar există și un bilanț consolidat a OMV pe care îl ia considerare fiscul austriac și îl pune să plătească. Păi nu e chiar așa. Că, de fapt, OMV pe ce mizează? Exact pe ce vă spun eu acum, că va plăti în Austria pe baza unui bilanț consolidat și că în atare situație se aplică acordul bilateral între cele două state privind evitarea dublei impuneri. Părerea mea e că nu este așa, pentru că regulamentul, care, atenție, nu este transpus în legislația română, regulamentul se aplică în mod direct, iar legea română care a fost dată, e vorba de ordonanța 186, completează acest regulament. E o diferență, nu doar de exprimare. Spune foarte clar, cum am zis, că e vorba de societățile din Uniune și sediile permanente. Prin urmare, această suprataxă este datorată și unei societăți cum este OMV în Austria, pe ceea ce realizează acolo, și sediului său permanent din România, respectiv Petromului, pentru activitățile desfășurate în țara noastră. Acum, nu se plătește o taxă de 60%. Este o formulă de calcul care, formulă zice așa, că se face mai întâi, se ia în considerare profitul impozabil din 2022 și din 2023, că această taxă se aplică temporar. Bun, din acest profit impozabil pe care eu l-am estimat undeva la 12 miliarde de lei în 2022, deși o să vedem datele în 3 februarie, se scade media profiturilor impozabile din 2018 până în 2020, înmulțit cu un coeficient de 1,2. Asta înseamnă, vă spun cât este, undeva la vreo 4,5 miliarde, pentru că media este la 3 miliarde 517 pe 4 ani ăștia, iar profitul pe 2022 până în trimestrul 3 inclusiv era de 10,8 miliarde. Vă dați seama? Faceți o diferență. În 2018 era de 4,9 miliarde, în 2019 4,2, în 2020 1,4, că a fost criză, în 2021 a sărit la 3,39 miliarde de lei. Iar în 2022, până în 3 trimestre, nu pe tot anul, că nu avem datele pe tot anul,
ajunsese deja la 10,8 miliarde. Prin urmare, se încadrează... De 3 ori mai mare. Decât... Enorm. Deci se încadrează în prevederile regulamentului Uniunii Europene care vorbește că trebuie să depășească cu 20% media. Și eu v-am spus că media e de 3,5. De la 3,5 la 10,8, dar nu 10,8, că nu se ia în calcul 10. Se ia în calcul până la sfârșitul anului, care eu l-am estimat la 12 miliarde, deși s-ar putea să fie mai mult de 12 miliarde, e cu mult peste 20%, da? Adică e cu vreo 60-70%. Bun. Așa, și revin la formulă, ca să nu se piardă ideea. Prin urmare, am un profit impozabil pe 2022, din ăsta scad media profiturilor impozabile, v-am spus că este 3,5 miliarde, ori un coeficient de 1,2, o să dea în jur de 4,5 miliarde. Și după ce se face scăzământul ăsta, se înmulțește cu 60%. Da? Și spui, da, se aplică 60%. Da, dar se aplică 60% la diferența aia de care vorbeam. Nu la profitul impozabil pe 2022. Asta ca să înțeleagă lumea, pentru că și în presa scrisă a apărut că, domne, se aplică 60% la profitul de anul 2022 sau 2023. Nu e adevărat. Se aplică la diferența aia de care v-am vorbit. E formula în ordonanță. Acum, de ce s-a trecut formula în ordonanță? Pentru că regulamentul nu prevede. De aceea spuneam că ordonanța este o completare la regulament. Regulament care spune că această taxă este de cel puțin 33%. Ok? Bun, asta înseamnă că OMV ar putea să plătească undeva la peste un miliard de euro această suprataxă, dar, subliniez, separat de impozitul pe profit de 16%, care se aplică la impozit, la total impozit, profit impozabil, profitul pe anul 2022. Ok? Bun. Acum, ce-am mai observat eu este că, uitându-mă în raportările financiare ale OMV-ului, apare o valoare foarte mare la achizițiile nete din variația stocurilor. Asta ar fi, în accepțiunea OMV-ului, costul bunurilor și materialelor convertite în produse finite. Adică ar putea să fie, ca să vă dau un exemplu, țiței importat. Deși OMV extrage țiței de pe piața românească. Prin urmare, ce aduce este adițional. Valoarea este foarte mare, să știți. Și depinde la ce valoare l-a achiziționat, nu știu altceva. Eu, în locul, adică a sugera ANAF-ului să verifice și aceste costuri, pentru că mie mi se par foarte mari. Nu știu de ce sunt așa mari. Și de asemenea, tranzacțiile cu terți. Acolo se fac niște achiziții. Tot felul de prestații. Deplasări, delegări, consultanțe, mă înțelegeți? Și alea ar trebui verificate, că sunt vreo 3 miliarde și ceva acolo. De pildă, dacă iau o raportare din 2021. Am dat un exemplu. Adică aș face o verificare mai în adâncime, asta vreau să spun. Revenind la controversa între OMV și autoritățile române, eu consider, pe baza interpretării regulamentului 1854, care se referă la societăți și sedii permanente, că de fapt această taxă se datorează inclusiv de companii transnaționale, cum este OMV, pentru filialele pe care le are în străinătate. Dacă se întâmplă așa, atunci înseamnă că în statul de origine, respectiv în Austria, de-abia acolo se aplică acordul privind evitarea dublei impuneri și nu se mai aplică suprataxa în Austria. Atenție! Nu în România, este exact invers de cum susține OMV. Sigur, își apără punctul de vedere. Mie mi se pare că o face cam cu mare tupeu și mie mi s-a părut că autoritățile române au acționat deocamdată mult prea blând față de firmele austriece. Nu știu de ce sunt protejate așa. Să ne uităm și la Schweinhofer și nu numai la OMV. OMV măcar are o activitate, nu mă refer acum la atitudinea pe care are pe cu privire la profit și la politica de preț, care are o politică de preț destul de aspră, pentru că noi am simțit anul trecut pe buzunarul nostru, până la plafonarea prețului la benzină, un preț destul de mare la pompă, să nu uităm treaba asta, da? Ajunsese la 8 lei.
Acum este undeva la 6,35 litri de benzină, că am aprovizionat acum două zile. Da, da, undeva acolo. Și o să crească. Și o să mai crească. Sunt convins de treaba asta. Adică va căuta să compenseze tot pe buzunarul nostru, într-o oarecare măsură, această diferență. Mai cu seamă, și aici apare elementul surpriză, că prețul la țițeiul care se importă este în scădere puternică. Nu mă refer doar la cotația pe piețele internaționale, pentru că tu când cumperi țiței, nu-l cumperi doar la cotație. Tu adaugi cheltuielile de transport, de asigurare, etc. Și atunci asigur că ai un cost ceva mai ridicat. Plătești un preț, cu alte cuvinte, mai mare decât cel pe care îl vezi tu pe bursa de la Londra, dacă ne referim la țiței T-Brent sau WTI în Statele Unite, da? Nu, nu e același lucru. Dar cotațiile au scăzut destul de mult. Și dacă cheltuiala de transport, să spunem că n-a scăzut, e în considerare cotația care este în momentul de față cu 10-15 dolari pe baril mai scăzută decât era cu două luni în urmă. Nu e același lucru. Și la gaz vedem că se întâmplă la fel, deși nu mă refer la gaz acum deloc, n-are rost. Deci este posibil într-adevăr să avem impact în prețul la benzină și la motorină, ce se procesează pe teritoriul României, sau se importă motorină, se importă din păcate, în următoarele luni. Da, parcă numai la Petromidia se produce motorină, din câte știu. Da, așa este. Dar atenție că dacă au început să scadă prețurile, părerea mea e că motorina nu va avea un preț de import atât de mare. Adică, deocamdată, e posibil să aibă sub prețul din ultimul trimestru al anului trecut, când încă trendul era pe creștere. Sigur, cererea începe să crească, mai cu seamă în primăvară, în România, pentru că nu doar pentru activitatea industrială, ci și pentru agricultură avem nevoie. Noi. Nu discut la scară globală, că nu am de unde să știu asta. Da, păi acum e o altă controversă apropo. Da, deci, ca să fim conciși, eu consider că legislația fiscală din România dă dreptate autorităților române în ceea ce privește aplicarea acestei contribuții de solidaritate. Nu spun că sunt de acord cu ea, credeți-mă, eu nu sunt de acord cu suprataxările. Dar textul legal nu îl văd altfel interpretat. Da. Bun, să sperăm că statul român își face temele bine. Acum să vedem ce... Da, nu știu. Adică dacă este privit ca un element de negociere politică sau nu, n-am de unde să știu. Domnul Căiuș își face treaba. Adică eu îl cunosc pe dânsul și mie nu mi s-a părut că abordează politic sarcinile pe care le are în funcția pentru care a fost desemnat. Mie mi s-a părut că a făcut o treabă bună până acum. Nu cred că dacă a făcut declarația pe care o știm, respectiv că va fi impus OMV, nu s-a exprimat serios. Eu cred că s-a exprimat serios. Deci așteaptă rezultatele. Deci o să-l schimbe, dacă și-a făcut treaba. Dar așteaptă rezultatele OMV, care se vor publica pe 3 februarie. Eu m-am uitat pe bursă și am văzut că datele preliminare se publică pe 3 februarie. Până când se aprobă NAGA rezultatele undeva la sfârșitul lunii aprilie. Aia e altceva. Da. Să ne întoarcem un pic. Mai e timp, nu? Mai e timp. Da. Poate martie e Consiliul JAI, din câte am reținut. Nu cred că are relevanță aici. Eu aș face o disociere între cele două. Noi discutăm acum de aspecte de natură fiscală și nu trebuie, nici la nivel politic nu e bine, ar fi o gravă eroare să se amestece problemele de aplicare a legislației fiscale cu relația dintre România și Austria în ceea ce privește Schengen. Sunt două lucruri complet diferite. Da, da, vă dați seama că dacă și-ar vedea statul de treabă, apropo ce spunează domnul Căiuș, da, lucrurile ar sări în aer pe anumite, mai ales în relația cu multinaționale și de orice naționalitate. Nu vorbim, dacă s-ar aplica legea așa cum scrie domnul la Pastia, carte. Când faci o analiză financiară și, mă rog, nu, eu nu sunt fiscalist, dar mai întreb, că mai am prieteni care lucrează în domeniu,
Dar pe mine mă interesează strict partea de analiză financiară. Când mă uit pe structura cheltuielor de exploatare la o firmă, eu mă uit și la cheltuielile cu terții. Ce v-am spus și mai devreme cu OMV. Să știu și eu ce bani se duc pe expertize, consultanțe, tot felul. Și acolo vedeți, sunt firme unde, dacă vă duceți și la firme de stat, veți avea niște sume semnificative chiar. Și spui niște întrebări, domnule, dar de ce? Sau ce firme sunt către care se plătesc aceste cheltuieli, se fac aceste cheltuieli, da? Că nu cumva acolo se duc bani în altă parte, apropo și OMV. Domnule, de ce are nevoie să facă așa cheltuieli? Hai bun, nu sunt absurd, poate că are cheltuieli cu deplasările externe, nu? Care salariații angajați din Austria în România. Ok, bun, dar și altele. Totuși, sunt niște sume toate adunate acolo. Da. Aveți dreptate aici. Să sperăm că statul român și domnul Cheiuș, da, pe care l-ați lăudat, va avea curajul să treacă la fapte, da, și să aplice... Da, eu sper. Să aplice legislația așa, da, cum trebuie pentru toate companiile, da, străine, nu numai pentru cele austriece. Da, să ne întoarcem un pic. Are legătură și cu inflația, evident. Legea pensiilor. Mă rog, da, această a doua variantă, că a mai fost varianta din 2010 decembrie, dacă mi-aduc bine aminte. Legea 263 este în, da, vigoare. De fapt, în vigoare sunt două legi. E legea 263 și legea din 2019, care a fost elaborată pe vremea, a fost, păi, guvernul PSD. Ce se mai aplică? Că nu mai știe nimeni nimic. Ce se mai aplică din toate? S-a ales praful de creșterile de pensie, a crescut punctul de pensie acum. Am văzut... Acum a avut loc o discuție cu privire la pensiile de serviciu, atenție. Acum să lămurim niște, adică, lucruri. Adică cele ale de... militarilor? Nu numai a militarilor, pentru că pensii de serviciu, așa numitele pensii speciale, există în sistemul judiciar pentru magistrați, respectiv procurori și personalul auxiliar, personal de navigație civilă, polițiști, militari, personalul funcționar, de funcționari parlamentari, Curtea de Conturi, Curtea Constituțională, cam ăștia sunt, da? Acum, contribuția, componenta contributivă, scuzați-mă, pentru aceste persoane, dacă vreți, cred că vă și dau, o să fiți surprins, că e foarte interesant. Se prezintă cam așa. Ia să vedem. La diplomați, componenta contributivă e de 60%, ceea ce înseamnă că statul, pe componenta compensatorie, aia pentru care ei nu au contribuit, de 40%. La funcționari parlamentari, componenta contributivă e de 71,63%, e cea mai mare. Personalul aeronautic civil, componenta contributivă este de 42,8%. La procuror judecător, componenta contributivă este de 19,7%, e cea mai mică. Adică statul dă 80... Dă restul, dar atenție, eu am făcut calculul pe valori medii, pe valoare medie. Asta înseamnă că poate fi un judecător unde componenta contributivă, de pildă, să fie de 80% și la altul să fie de cât v-am spus, de 19%. Sau de 16%. Depinde ce vechime are și așa. Personalul auxiliar instanțe 54-64, Curtea de Conturi 60,5, la militar, polițiști nu vă pot spune că ei nu vor să dea dată. Da, adică nu am date în sensul că nu pot calcula la numărul de beneficiari, că ei nu spun cât sunt în pensie. Îi dau doar cifrele, dar nu așa, sau la persoane din serviciile de informații. Deci, pe de o parte, aici ce aș avea de menționat este că există o componentă contributivă, în ciuda ceea ce se spune că cei care sunt plătiți cu pensii speciale nu plătesc nimic la stat cât timp sunt în funcțiune. Problema este că unii plătesc puțin, alții plătesc mai mult, după cifrele pe care vi le-am dat ca valori medii, atenție, da? V-am spus de valori medii. Dacă unul iese la pensie după 30-35 de ani de muncă, normal, el are o contribuție mai mare
la sistemul de pensii decât unul care iese după 25 de ani sau după 20 de ani că a împlinit, nu știu, sau 25 de ani, că a intrat în poliție la 18-20 de ani și iese la restul, la 45 de ani. Bun, deci aici, din punctul meu de vedere, trebuia reglementat vârsta, asta e foarte important, adică vârsta și vechimea în profesie, astea sunt două lucruri esențiale, și calculul să fie relativ uniform. De principiu, modalitatea, abordarea care a fost, construcția formulei este cam peste tot aceeași, dar diferă pe procente, adică la militari, la polițiști, diferă de judecători, magistrați în general. Din punctul meu de vedere, procurorii, judecătorii sunt breazla cea mai privilegiată din România, din punctul ăsta de vedere. Și aici sunt de judecat ei, moral vorbind, pentru că și prestația pe care o au în instanță de multe ori este proastă, nu pot să generalizez, e foarte adevărat. Adică, cu alte cuvinte, calitatea serviciului în domeniul judiciar nu este deloc la înălțime. Și beneficiază de salarii foarte mari și de pensii pe măsură. Deci media unei pensii în sistem e de 20.000 de lei. Media, atenție, nu toată lumea are la fel. Unul poate să aibă 16, altul 24.000 și așa mai departe. Eu vorbesc de medie. Acum, cu privire la sistemul public de pensii, avem legea 263, iar legea elaborată în 2019, sper că nu greșesc, pe vremea guvernării Dragnea, abrogă, din păcate, legea 263, care a rămas în vigoare pe câteva componente, respectiv pe creșterea punctului de pensie, care se calcula într-un fel pe legea 263 și se calculează altfel, de fapt nu se mai calculează după noua lege. Nu știu dacă au de gând să o schimbe și pe asta. Asta a permis PSD să majoreze punctul de pensie, dacă ne aducem aminte, până în 2019, în 2020 nu s-a mai întâmplat, că trebuia să crească cu 75%, dacă ne aducem aminte. Era un salt uriaș. Nu se putea, pentru că nu existau bani pentru asta. Și de atunci procesul s-a oprit. Ce a făcut rău legea dată, inițiată de doamna Vasilescu pe vremea guvernării PSD, este că a abrogat, să spunem, un lucru esențial, și anume actualizarea pensiei cu 100% din rata inflației și păstrarea unui ecart între pensia medie și salariul mediu brut pe economie la undeva la 45%. Da? Deci, adică diferența între ele să nu deci fie lucrurile mai... astea, din păcate, au fost abrogate, ceea ce pentru mine este de neînțeles. Adică este în detrimentul pensionarilor ceea ce s-a întâmplat. Da? Deci nu e, lucrul ăsta nu e în regulă ce s-a făcut acolo. Păi, bun, și asta este o rată care de pasul... asta este o rată de înlocuire, când ne referim la 45% acela. Deci ăla, adică aceste card trebuia să se păstreze pentru că de fapt erau două elemente de bază care permitea, să spunem, păstrarea unei puteri de cumpărare a pensionarilor la un nivel cât de cât rezonabil. Și astea două prevederi din legea 263 au fost abrogate instantaneu. Restul legii 263 nu s-a abrogat, s-a urmat să fie abrogată după un număr de ani, 2021, din câte mi-aduc eu aminte. Acum, vă dau un exemplu, să vedeți cât de important este asta. Că și legea veche conținea o problemă. Acum, de pildă, anul ăsta, dat fiind faptul că prevederea despre care v-am vorbit s-a abrogat, la sfârșitul anului trecut s-a decis o majorare a punctului de pensie cu 12,5%. Vă aduceți aminte, da, nu? Așa e. Asta aproape că egalizează rata inflației prognozată de Banca Națională, nu de guvern. Guvernul a mers pe rata inflației de 8-9%, dacă nu greșesc. Prin urmare, asta înseamnă creștere zero, da?
Dar nu numai atâta. Deci, legea veche spunea 100% cu rata inflației. Prin urmare, dacă era 100%, trebuia să fie o majorare de 16,5% cât a fost rata inflației anul trecut, corect? Da, așa. Pe de altă parte, nici așa nu este corect, o să spui. Dar zici, de ce nu e corect? Pentru că, în mod normal, pensia trebuie actualizată cu rata inflației din anul curent, nu cu din anul precedent. Deci, dacă un om are o pensie, să spunem, nu știu, 2000 de lei anul ăsta, și se actualizează cu rata inflației din anul precedent, pensia lui este în continuare expusă la rata inflației din anul curent. Și ar trebui actualizată și cu rata inflației din anul curent. Da, nu știm care este. Ba da, se poate ști, pentru că se pune un delta în față și orice matematician știe treaba asta. Adică pui un delta, cu alte cuvinte, faci o estimare a ratei inflației din anul respectiv, dovadă că la buget se umblă cu rata inflației, Banca Națională face o estimare pe rata inflației. A, și dacă pui un delta în față... Nu m-aș lua după estimarea Băncii Naționale, da. Dar e mai bună, am impresia. Da. Și în momentul în care ajungi undeva în luna septembrie, când ai deja, să spunem, un contur destul de precis asupra evoluției economice pe întreg anul, atunci faci o corecție. Faci o corecție în momentul ăla. Spui, domne, am majorat, să spunem, cu 8%, hai să spunem, mai puțin decât anticipam la rata inflației, mai fac o corecție în luna septembrie pentru ultimul trimestru al anului și mai dau 1%. Dar în felul ăsta, eu mențin puterea de cumpărare a oamenilor ceva mai bine decât dacă dau numai pe anul precedent. Așa cum prevedea legea veche. Dar ce v-am spus eu mai devreme este că nici măcar ce scria în legea veche nu s-a păstrat. Păi bun, legea din 2010 e clar că s-a ales praful. Da. Legea din 2019 e clar că s-a ratat momentul. Ma. Ce urmează? Ce mai putem face? Păi nu știu, adică... eu am înțeles așa că potrivit jaloanelor stabilite în PNRR trebuie reformat sistemul pensiilor de serviciu și pentru asta a venit guvernul cu un proiect de lege. Dar eu nu am cunoștință în momentul de față dacă modifică și legislația pensiilor de stat, adică a pilonului 1 de pensii, unde în momentul de față sunt 4,9 milioane de persoane care beneficiază de pensie de la stat. Nu știu să vă spun aici ce are de gând să fac. Din câte știm, în PNRR e vorba de reducerea banilor alocați pentru pensie, să o spunem la modul grosier. Adică să nu se mai plătească, nu, acolo 15% s-a stabilit, din PIB, nu știu, zic. Nu, acolo s-a stabilit un procent care se alocă din PIB, să spunem de 9,5% ca pondere în PIB, care se alocă pensiilor. Dar, acum, noi știm că PSD se zbate foarte mult ca acest procent să fie majorat. Că o face din motive electorale, că o face din motive morale, n-are importanță asta. Acum, noi știm pe de altă parte că produsul intern brut nu stă pe loc. În termen nominal, el crește. Iar calculul se face la PIB nominal, nu se face la PIB real. Deci el nu stă pe loc. Atenție, deci acel 9,5 ca pondere în produsul intern brut îți dă o sumă anume la nivelul anului 2022 și altă sumă la nivelul anului 2023. Adică mai mare. Bun, acum asta îți permite să majorezi pensie cu cât ți-ai propus tu? Probabil că nu, pentru că aici apare un alt joc, și anume cât va fi rata inflației, nu? Ce venituri ai tu la buget? Iată, se adună. Păi da, dacă ești un statistician priceput, da? Ca la Institutul de Prognoză, o să reușești să faci în așa fel încât să ai la final PIB-ul care trebuie. Că așa se procedează. Eu nu știu cum mai calculează. Păi nu mai știe nimeni, cred. Adică nu, eu n-am văzut nicio metodologie. Vă spun sincer și mai... Da, nu mai zic nimic. Da. Bun, deci da. Șansele sunt minime să se mai repare ceva pe partea asta de pensii. Comisia Europeană și a oricum, stabilit... dacă ratăm jalonul, ratăm și toți banii din PNRR. Comisia Europeană a spus foarte clar că ce este scris în PNRR nu se negociază. Prin urmare, jaloanele rămân exact așa cum sunt. Parametrii care au fost fixați acolo nu se modifică. Nu știu dacă în viitor acceptă o negociere sau nu. Deocamdată sunt presiuni. România, Portugalia și încă ceva. Bun. Faptul 4, că sunt presiuni stat. Deocamdată nu spune mare lucru decât dacă va ceda Comisia. Deocamdată nu există o decizie în acest sens. Prin urmare,
Noi suntem obligați, dacă vrem bani din PNRR, da, și deocamdată văd că am luat două tranșe, să ne conformăm jaloanelor pe care le-am negociat, că noi le-am negociat acolo, nu le-a negociat altcineva. Adică n-are importanță că era alt partid la guvernare atunci și că a negociat. Noi discutăm de țara asta, da? Era un guvern, da, era guvernul României, nu era guvernul doar al unei părți din România asta, da? N-ai... Așa discută și comisia și e normal. Da, era guvernul echipei câștigătoare, dacă mi-aduc bine aminte. Da. Dar, bine, repet, eu n-am înțeles cum s-a ajuns la acest procent de 9,5%, apropo așa de pensie. Așa s-a fixat atunci, adică... pentru că așa l-a dat Ministerul Muncii atunci. Așa l-a dat Ministerul Muncii. Era doamna Turcan atunci. Eu așa mi-aduc aminte când s-a făcut negocierea asta. Da, mai avem, cred că, două minute. Economiștii prezenți la Davos au spus că două treimi dintre ei și-au propus, cum spuneați dumneavoastră înainte de emisiune, și-au propus o recesiune globală în acest an, undeva la 7% scăderea PIB-ului mondial. Da, asta e singurul lucru pe care îl pot accepta. Un fel de și-au propus. Peghicit, cum... Și-au propus. Nu știu de unde rezultă această estimare de 7%. Mie mi se pare, cum să spun, o cifră... Nu cred că poate să aibă sus. Sigur că ar trebui să aibă o modelare econometrică la bază, nu contest treaba asta, dar știți ce se întâmplă cu modelările astea? Depinde de datele de intrare, adică depinde ce cifre bagi acolo, pentru că formula e corectă. Nu aia este de discutat. Adică ce date introduci tu acolo care îți poți distorsiona rezultatul până la urmă. E ca la noi cu puterea calorică la gaz când plătim factura. Da. Depinde care e puterea calorică, care e cantitatea și așa mai. Deci contează ce introduci tu acolo. Da, am și spus aia că așa și-au propus. Adică mi se pare, bine, ne-am amuzat aici, dar să spui că vei avea o recesiune... De minus 7%, adică este o exagerare. Da. Să sperăm. Adică bănuim că o să fie mai bine. Dar că trebuie să fim optimiști. Mai devreme că, de fapt, nu trebuie să privim situația asta ca fiind omogenă. Din cauza corect. Asta, nici n-ai cum să ai o scădere așa de mare, decât dacă este o calamitate, ca în anii 30. Da, așa e. Da. Bun, să fim optimiști. Zic, da, mulțumesc, așa zic și eu, să fim mulțumesc optimiști. Pentru prezență. Și eu vă mulțumesc. Mulțumesc și dumneavoastră, ne-ați urmărit. Rămâneți în continuare pe Metropola TV și fiți optimiști, că abia am început anul. O seară bună.